direct pe lumea cealaltă. Două gloanțe i-au șuierat într-o noapte pe la urechi. Polițiștii încearcă să afle cine este responsabil. Eu am dormit aici și când am auzit pocnitura, am mai stat poate vreo 30 de secunde și am ieșit la geam. Și am văzut că plecau două mașini. Nici măcar nu și-a dat seama ce era să lovească. Abia în zori a realizat cât de aproape a trecut moartea pe lângă el. Dimineața la 7:15 când m-am trezit, am văzut var pe covor. M-am uitat în tavan de unde a căzut varul. Era o gaură. M-am uitat în geam de cartuș și imediat am sunat la 112. Gloanțele au străpuns geamul de la etajul 1 și s-au oprit în tavanul camerei în care se odihnea bărbatul. Soția lui era la spital când s-a întâmplat totul. Dacă auzeam zguduitură, eu săream mai repede și puteam să fiu și eu împușcată. Dar eu cât stai repezită la geam, la ușă, să ies afară. Amenințările au început acum o lună, povestește bărbatul. Omul are o firmă de construcții și tocmai a terminat de reabilitat un bloc din oraș. A rămas cu datorii după ce a cumpărat mai multe materiale, dar asta pentru că încă nu și-ar fi primit la rândul lui banii pentru lucrare. Am și furnizor de materiale care nu am achitat banii și am mai primit și niște amenințări prin telefon că să-mi dai banii de pe rădăuți, că dacă nu, se întâmplă nu știu ce probleme. Polițiștii au luat și ei amenințările în serios și au început o anchetă. Au fost găsite în locuință și ridicate două proiectile de plumb ce urmează a fi examinate în condiții de laborator. De asemenea, a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uz de armă fără drept. Deocamdată, deși ancheta a început acum două săptămâni, autorul este încă necunoscut. Sportivul Alin Popa a fost găsit azi noapte după trei zile în care scafandrii